Inundații catastrofale în nordul Turciei, în zonele de coastă de la Marea Neagră, ploile torențiale au provocat viituri de o forță extremă. S-au prăbușit case și 13 oameni au fost răniți după ce un pod pe care se aflau s-a prăbușit și el sub presiunea apei. Cel puțin o persoană este dată dispărută, dar vorbim de un bilanț provizoriu. Discutăm cu Roxana Bojariu, climatolog, este în direct cu noi. Bună ziua, doamna Bojariu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Vedem că în partea cealaltă de țară, adică am discutat despre incendii acum câteva zile în Turcia, acum asistăm la inundații acolo, în partea opusă de țară. Sunt efectele schimbărilor climatice, insistăm cu acest lucru, dar poate doar așa ne dăm seama de amploarea dezastrului. Da, putem vorbi de o componentă a schimbării climei care favorizează astfel de fenomene, fenomene care, cum spuneam, sunt normale pentru sezonul și pentru locul din lume unde se produc. Dar ceea ce iese din comun este intensitatea lor și vedeți că precipitațiile sunt mult mai intense și, din păcate, asta favorizează inundațiile, iar valurile de căldură, din păcate, sunt și ele foarte intense, persistente și favorizează incendiile de vegetație. Observați că e o situație care se repetă. În Italia la fel, în nord inundații, în Sardinia și în Sicilia, focuri de pădure, incendii mari. Am avut astfel de situații și în alte zone, inclusiv în România, la alte proporții, adevărat, dar am avut o parte din țară și avem o parte din țară cu instabilități puternice, inclusiv cu inundații, și una cu caniculă și cu val de căldură. Dacă le luăm separat, poate nu vedem imaginea generală, cea care până la urmă ne spune că avem un fond al încălzirii globale care favorizează astfel de manifestări severe. Vă propun să vedem și imagini din Siberia, pentru că acolo sunt incendii de vegetație care au distrus până acum 6 milioane de hectare din extremul orient rus. Este cea mai întinsă regiune a Federației Ruse și cea mai friguroasă care a devenit un iad. Să vedem aceste imagini și mai apoi le comentăm. Doamna Bojariu, să spunem că meteorologii avertizează că sunt temperaturi extrem de mari pentru acea zonă și pentru această perioadă, aproape 30 de grade Celsius și, desigur, din această cauză sunt foarte greu de controlat aceste incendii. Aici asistăm despre același aspect pe care l-ați menționat puțin mai devreme. Din păcate, da, și să ne amintim că în Siberia am mai avut în ultimii ani incendii de vegetație, așa cum incendii de vegetație, din păcate, nu se rezumă la partea de sud a Europei sau, în general, în zona latitudinilor mai joase, acolo unde avem de obicei tendințe de aridicate și temperaturile mari pot favoriza incendiile. Din păcate, vedem că apar acum incendii și în zonele centrale și chiar în, dincolo de cercul polar și, în general, în zonele nordice. Și în Alaska am avut incendii, în Canada, în zone din Canada. Și iarăși lucrul acesta, din păcate, trebuie pus în legătură cu încălzirea globală. Mulțumesc tare mult, doamna Roxana Bojariu, climatolog, detalii despre ce ați văzut puțin mai devreme, aceste imagini, incendii în Siberia și inundațiile care fac acum prăpăd în Turcia, după ce și acolo am asistat săptămâna trecută la incendii de proporții în câteva stațiuni importante turistice.